Doamna Ana Stănică, voluntar, a adus astăzi la așezătoarea înființată la filiala de carte religioasă a Bibliotecii Județene pânză de sac și o mulțime de semințe, din care membrii atelierului de mâini îndemânatice vor învăța să manufactureze mici tablouri eco. A adus și un model care le-a plăcut, în primul rând, papagalilor dânsei. Mie mi-a plăcut foarte mult tabloul pe care l-a primit fiimea cadou și am fost atât de încântată de el. Aici mi-au mâncat papagalii, au început să mănânce, au mâncat tot meiul, vreau să spun ceea ce le-a plăcut lor cel mai tare. Normal. Și am zis imposibil să nu putem să facem și noi așa ceva. La șezătoare participă și copii, dar și părinții și bunicilor care nu vor ca tradițiile moștenite din familie să se piardă în neant. Învață unii de la alții, iar cei care află din altă parte cum se confecționează un artefact, împărtășesc și celorlalți tehnica de lucru. Alexandra este elevă în clasa a patra la școala numărul 1 și a venit la șezătoare împreună cu sora ei mai mică și cu mama lor. Știe de la doamna învățătoare cum se confecționează tablourile din semințe. Tu ai mai lucrat așa ceva? La școală. Ce ai făcut acolo? O zână. Am făcut și din frunze și uscate, am făcut ca un tablou și flori uscate. Da, am făcut un buchet. Cercul funcționează de anul trecut, când apropierea sărbătorilor de iarnă a făcut să se nască ideea unui atelier de lucru manual, handmade, cum se spune mai nou. Ideea ne-a venit în luna noiembrie, când ne-am gândit să organizăm un atelier de confecționat ornamente de Crăciun. Da. Pentru a ajuta într-un fel Fundația Sfântul Sava. Ne-am gândit ca aceste ornamente să fie comercializate, vândute sau chiar dăruite din partea Fundației, colaboratorilor și celor care ajută Fundația. Și dacă asta iarnă prioritatea numărul 1 a fost confecționarea de podoabe pentru brad, pentru viitor se intenționează deprinderea unor tehnici noi. Cusături populare, goblenuri, împletituri, mileuri și chiar tapiserie. Vrem să mergem cu punctul în cruce și cu cusăturile naționale să le facem și cunoscute. Și eu știu să... Eu mă bucur că cei mici, Alexandra... Eu nu prea fac punctul de goblen și-l fac. Ei place punctul de cruce, da. Adică tradiția noastră va merge mai departe prin acești copii care sunt acum aici lângă noi. Asta este foarte important. Pentru noi este o activitate plăcută, este un mod de a face vizibilă biblioteca, pentru că în era modernă vii la bibliotecă nu doar să citești o carte, mai nou vii să consulți și calculatorul sau să folosești și internetul, cum face și cititorul nostru, utilizatorul nostru, sau vii la bibliotecă pentru a lua parte la activități de socializare. Oamenii au nevoie să iasă din casă și au nevoie să se întâlnească și să se grupeze, de exemplu, pe hobby-urile lor preferate. În acest sens, atelierul de lucru manual vine în întâmpinarea lor. Ideea este de a nu se pierde tradițiile frumoase legate de croșetat, de tricotat și de tot ceea ce înseamnă lucrul de mână. Oricine poate participa la așezători dacă dorește cu adevărat să creeze obiecte cu propriile mâini.